este renumitul sens giratoriu care e în apropierea casei dumneavoastră, pentru că am văzut că presa locală a titrat și astfel de titluri. Scris la comandă, comandat de un individ care a fost o vreme care nu va rămâne în istorie decât cu următoarea mare realizare. E acel ministru care s-a remarcat prin faptul că a ținut avioanele la sol pentru a salva guvernul Dăncilă la una dintre moțiunile de cenzură. Este singura realizare a acestui ministru, un om care acum este parașutat la Piatra Neamț și care a candidat la alegerile locale și care acum candidează la alegerile parlamentare. Și pentru că nu are altceva mai bun de zis cu privire la realizările sale, le atacă pe ale competitorilor. Iar eu n-am demarat acel sens giratoriu doar pentru că e în fața casei mele, și am demarat acel sens giratoriu pentru că este o inițiativă a 17 companii, unele dintre puținele care produc în Piatra Neamț, și consider că e un factor care poate ajuta aceste companii să își desfășoare mai bine activitatea, pentru că tirurile, în momentul în care pleacă de la ele încărcate cu marfă, stau uneori și câte o oră pentru a reuși să iasă din acea intersecție, una dintre cele mai intens circulate în oraș. Și este și un regim de viteză care pur și simplu nu-ți permite să ieși de pe acel drum secundar. Și în al doilea rând, mor anual oameni. Eu mi-am pierdut vecini acolo, îmi este frică pentru fetița mea, îmi este frică pentru familia mea, pentru vecinii mei. Și în campania electorală, deci acum recent, de două ori era să fiu luat pe sus în acea zonă. În urmare, este o chestie de siguranță publică, nu este sens giratoriu făcut ca să-mi schimb eu mașina, o mașină pe care tocmai mi-am luat-o recent, fiindcă este o mașină ecologică, o mașină electrică, full, și sunt pasionat de ecologie.